Îți place ce vezi? Bă, cu duma asta, dacă e șmecher, dacă e șmecher de șmecher, mergi la o gagicuță undeva, o vezi pe o bancă undeva și așa în fața ei. Îți place ce vezi? Îți place pachetul ăsta premium? Să mor dacă e șmecher și ai încredere în tine, asta eu faci. Așa eu zici. Îți place ce vezi? Vezi să ai parte de tot ce nu pe lumea asta? Și gata. Ai rezolvat tot. Stai liniștit. Te duci la hotel, îți plătești sucuri, îți dă din alea, îți dă din alea, cafele scumpe. Marlboro Crafted Red, da? Se vede, am, cu fața asta era faza, 21 de țigări. Ce pot să zic? Nu mai zic nimic. Mi-e frică de roșu. Îmi aduc aminte ca idee așa roșu asta, asta e un ultimul nivel. Am și povești triste de la Marlboro Roșu, adică triste. Cine știu eu, fumător care na, s-a dus și așa, ăsta era, nu că a murit de la Marlboro Roșu, care s-a dus la Marlboro Roșu, dar ăsta a fost fuma până la Marlboro Roșu, după aia a pus astea singurile care mă mai satură. Asta e, eu știam că sunt foarte tare așa ca idee. Deci 21 de țigări, 23 de lei. E un raport, preț, e ok, îmi place. Au venit cu concurența asta. Mai venit, hai, da, ce... Bă, rup, nu altceva. Este concurența asta, care nu se mai fac ăștia, mă, frate. Da, și încearcă și ei. Hai că încearcă și ei să rupă piața, știi? Hai, zan, uite și tu cum, câtă artă. Ai văzut, îți place când e un pachet de țigări nou și dai asta jos. Când îl deschizi, vezi că e plin. Cum te simți? Ca un barosan. Spui, băi, azi ești boss. Azi rup. Mă doare în bască. Am un pachet plin. Ai văzut? Așa pe la final, așa, când mai ai două, trei țigări. Și cloc, 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 sună în el. Puuu, uite așa te ia. Te ia de la stomac să mor dacă nu. Te ia de aici. Tot le numeri. Dar știu cum arată. Că am văzut la Crafted Gold. Pac. Unboxing. Descutiere. Unboxareală. Puf. Sigur, sunt gălbejite, da. Toate sunt gălbejite. Hai să vedem. Iar mă spurc cu aur pe la gură. Am înțeles detalii. Crafted Gold. Aveau asta cu aur aici, da? Aveau cu aur. Dar astea sunt pe bune. Chiar detalii. Uite acum ți arăt, stai pe frecvență, uite acum vin, ți arăt tot ce mi-e frumos. Uite-l aici. De astea cred că e modelul nou, da? Crafted, n-am mai văzut până acum. Suntem în 4 iunie, cred că o fi apărut în iunie, da? 4 iunie 2024. Și am zis perfect, am băgat niște gaz la mașină și am zis, bă frate, fii atent. Când am văzut reclama, am zis că nici nu... Acum iau, rapid. Bă, da, arată. Arată așa, detalii, vezi, cu roșu. Ce arată cu auriu, da? Pe aici când scrie Marlboro, îmi place. Filtru înfundat, clasic, țigară S100S, adică super long. Au mai sărit băieții în comentarii, că eu am spus. Ce înseamnă 100S, ce înseamnă 100S? Bă, bulangiule, vezi că înseamnă super long. Da, țigaristule, mai faci și reveuri. Deci nu știi ce e cu tine. Filtru, băi, frate, filtru destul de scurt. În comparație cu... Ce să scoate de aici, mă? Camel oricum are filtru scurt. Și ce au filtru lungi, mă? De cam aici ceva. Ia zi, un downhill negru. Stai puțin. Să facem așa o comparație. Cu un downhill negru, ia. Da. Stai un pic, că e la fel, frate. Cred că ia, stai. Da, mă, nu, frate, nu, greșeala la mine. Deci filtrul cred că e aproximativ la fel. Downhill are mai lung. Eu am crezut că filtrul doar cât e aici, gălbejit, dar nu. Filtrul vine până jos, până la hârtia asta, e destul. Este filtru. Este... Dacă la camel, dacă nu mă șeric scurt, în draci. Hai, mă aștept să fii tari. Oh! Nu e rele.
Oh! Băi, e chiar bune! Nu vine să cred, mă așteam să fie tare, mă așteam să... Doamne! Ia-mă, Doamne, că nu mai pot! Așa mă așteam, să rupă plămânii în două, dar nu. Pe bune vorbesc. Chiar sunt bune, mă. Deci pentru mine astea sunt mai bune decât Crafted Gold-ul, da? Alea sunt prea slabe. Și eu cred că și aici se trage pentru mine. Simt că trag aer fals, cred că se trage aer fals prin găurile astea de la filtru. Dar cred că țigara e mai tare și mă satisface mai mult. Da? E mult mai... Mă umple mai bine. Băi, e bun, e să mor dacă nu aș mai lua de astea. Am orice mai serios, de astea aș mai lua. Băi, dar cât de, să spunem așa, ca idee, ce frică am avut să fumez de astea. Să nu mai ia durerea de cap, să mă duc, am treabă la aeroport, am treabă undeva. Să mă duc, aoleu, mă duc, fumez de asta, mă ia durerea de cap. Pe călduros, dar nu, frate, nu, chiar sunt bune. Și nici măcar nu fumul ăla greoi. Fumul ăla învechit greoi, așa. Și care să aibă duhneala aia, știi duhneala aia de țigară, de veche, nu știu cum să dau eu acum exemplu. Știu, sunt iar bulangeală, Winchesterul ăla, pe bune, ăla m-a lăsat cu traume, ăla lung, nu ăla scurt. M-a scurt e altceva. Chiar sunt bune astea, mă, chiar sunt bune. Și, ți-o spun, uite, știu de când fumezi în ea, se fumează greu. Asta îmi place mult, pe bune. Deci asta chiar e un pachet, deci un pic. Raport preț-calitate, 21 țigări, 23 de lei. Față de alte țigări, ce se poate să dai acum? Nu știu, tipul Marlboro, 24-25. Marlboro Gold sau ce mai este, Marlboro. Bine, hai că sună de Marlboro. Ce să zic, Parlament, că am văzut cum acortează băieții, că spun Parlament. Parlament. Care e 29. Băi, de asta chiar o să mai iau, dacă vă dată, să spunem. Termină cu țigările, cu review-urile, cu astea. Asta chiar e de... Bă, bun, e rău, bă, frate. Raport preț-calitate și gust și tot ce înseamnă pentru gust, pentru mine. Băi, un 9 o să moare dacă nu. Un 9,50. Un 9,50. Atâta de... Bă, nu știu, mai cred că... Aștept... E și posibil faza asta. Tu așteptările să le ai jos, 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 știi? Jos, jos, frică de la aia și vezi că-s bune și după aia o faci cum a venit. De-aia notul mai mare decât merită. Chiar o să le iau cu mine, să fumez de-astea azi. Pe bune mă vedesc, chiar sunt bune. Îmi plac. Am dat nota, da? Cam 9,50 pentru mine. Și... Pentru că e raport preț-calitate, știi? Cam asta. Ne auzim, pa!